Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video. Oameni buni, astăzi ne jucăm niște WWE 2022, joc proaspăt lansat luna aceasta, care, după cum probabil v-ați dat seama, este cu wrestling. Probabil că mulți dintre voi încă mai sunteți fan de wrestling și știu că probabil și urmăriți și cunoașteți toate personajele, știți ce se întâmplă, cunoașteți tot lore-ul și toate alea. E bine, eu am cam trecut peste phase-ul ăsta de WWE, cred că acum vreo... Dacă să o luăm așa, cu vreo 11, 12, chiar super aproape de 13 ani, dacă să o luăm așa. Nu cred că am mai urmărit, nu cred că m-am mai interesat, dar știu câteva din personajele care încă mai sunt și în jocul acesta și care încă mai încă mai sunt în această, cum să numim așa, emisiune, în acest univers, da, care încă se mai află în acest univers, ca să o luăm mai așa. Și văd că de data asta avem și opțiunea de a face un fel de... cum îi spune, un fel de carieră în jocul ăsta, și anume My Rise, care pare destul de interesant. Și văd că putem să vedem și ce creații au mai făcut oamenii prin acest joc. Ca și în celelalte jocuri WWE, poți să-ți customizezi tot ce dorești de aici, poți să joci și pe online și să vezi ce creații au făcut oamenii, adică putem să ne uităm că chiar au făcut niște chestii interesante. Stai că putem da download, nu stai, chiar am pe download, n-am mai downloadat nimic, așa că ne dăm înapoi. Să vreau să vedem puțin creațiile altor persoane. Hai să vedem noi dacă puteam noi să vedem aici. Ok, nu merge. Vreau să văd cum ne putem uita de niște creații online. Cred că undeva pe aici trebuia să fie, dacă stau bine să-mi aduc aminte. Cred că showcase. Showcase ar trebui să fie showcase? Nu, showcase e cu totul altceva. In a universe populated by monsters. Ok, Rey Mysterio, am înțeles. Da, nu era showcase, ceea ce căutam. Am uitat, sincer, chiar am uitat exact care era meniu. Știu că intrase literalmente mai devreme și... cred că trebuia să-mi creez eu propriul caracter și să găsesc de acolo niște opțiuni. Ok, așa că o să facem My Rise. O să dăm așa un pic de My Rise să vedem care e treaba cu genul ăsta de campanie. Am lăsat puțin muzica acolo, cu toate că o să ne numim... mute, o să ne luăm demonetizare sau ceva, dar merge. Ok. Nu cunosc pe nimeni de aici. Am uitat să pun subtitrări. Virar. Raw, SmackDown, ok. Aia nu știu. Prima divizie sau emisiune. Shit, dude. Mamă, John Cena. E chiar el. Mă miră că l-am văzut. It's up to you. Okay. Ok, deci am avut așa un scurt intro, trailer, ceva. So this is it. Da. Day one of training at the WWE Performance Center. Mama, Performance Center. As you can see, it looks like everyone heard I was coming and decided they'd be better off staying home. This is cool, but okay, there's no way my journey ends here. I'm going to WWE and then straight to the top, where I make sure hey, that... what are you doing? Aolo. You're an hour and a half early for your orientation. I was just... checking out the facility. There'll be plenty of time for that later. How did you even get in here? I'm Trapusha. Oh, big guy with the mustache? Kind of sweaty? Yep. Well, that's Todd's final strike. Hope he enjoys early retirement. Oh, no. O să-l dea afară pe gardian din cauza mea. Nu, frate, nu-l dea afară. Oh, no need to get anyone in trouble. He definitely checked my ID and even did a pat down. Really thorough. So Todd's all right in my book. I feel very safe in his big, sweaty hands. Oh. Fine, whatever. Anyway, you're going to need to fill out your information on this and sign a bunch of waivers before you can begin training today. And when you're done with all that, there's actually a fun part. You get to design your wrestling gear in case you become a WWE superstar. You mean when I become a WWE superstar? Yeah, sure. Wait, have you been filming this entire time? Is that a problem? Filming's not allowed in here without prior consent, which you should have been told by security. Freaking Todd. Turn it off, please. Fira, am încercat să-l salvăm pe Todd și tot el a greșit iarăși. Damn. Oh well, ne putem alege ce putem avea aici. Putem fi un luptător de MMA. Putem fi un atlet. Putem fi un indie. Sau putem fi un actor.
Cred că o să mergem Pactor. Nu știu de ce. Am zis eu a fi așa random. Aici avem Striker, use quick kicks and punches, Technician. Asta cred că e cu grab-urile. High flyer, quick and agile. God damn. Mamă, Skrillex e în jocul ăsta. Powerhouse. Aștia-s băieții care-s doar forță brută. Nea, cred că o să mergem pe Striker. Eu cred că avem mai multe opțiuni. Oh, uite, lightweight, heavyweight, super heavyweight. No, cred că putem merge pe puțin de heavyweight, așa. Sau light heavyweight. Ia, yeah, light heavyweight arată ok. Da, arată bine. Deci ne alegem o persona. Vrem să fim ceva anume de aici. Dude, hainele ăstora sunt absolut dezgustătoare. Ce să stă de aici? Să mă bată universul dacă nu. Cosplay, ce Dumnezeu. Ce asta, frate? Shao Kahn de buget? Ce Dumnezeu. Oamenii ăștia chiar așa de grav au avansat când folosesc genul ăsta de costumații. Damn. Cred că dacă mergem mai degrabă pe ceva formal. Da, mergem pe ceva formal. Mergem să fim așa un fel de General Armstrong sau ceva, zic eu. Exact, asta voiam. Exact, un costum eu zic că merge cel mai bine. Ok, asta e persoana asta. Numele nostru. Nu putem să ne punem bobiță sau ceva. Ne trebuie nume de scenă. Hai să vedem un nume de scenă. Bobinozaur. Bobinozaurus, aia zic. Suna un nume destul de periculos dacă e să mă întreb pe mine. Da mă, da, e ok, e în regulă. Abbreviated name. Oh, abbreviated name. Numele pe scurt. Ionuț. Ok. Nu. Numele de intrare, ăsta e numele de intrare. Shit. Numele de intrare este Libelula. Stai, este ca să sperii oamenii. Turbată. Simplu. Dude, să mă atat doar la nume. Fuck, Libelula Turb. Fuck, nu merge, trebuie să șterg spațiul ăla, stai așa. Backspace. Ca să nu mi-adauge mie aiurea. Nice. Ok, social accounts, asta poate să rămână. Presentation name the superstar. Nu vreau, frate, superstar. Nu, vreau să schimbăm aici. O să fim rază de soare. Iar primul nume este fuck. Omul puternic. Piatră. Furtună. Damn. Asta e cel mai mișto nume de prezentare. Hometown? Nea, nu suntem de aici. Suntem din Uzbekistan. Sau? Nu suntem din Uzbekistan. Nu. Are România pe aici? Asta e așa. Suntem din România? Dude, nu pot să că... Oh my god, în România suntem din București! Let's go, dude! Ok, merge. Acum o să fie partea mai grea în care trebuie să stau să-mi fac caracterul. Știu că poți să-ți pui fața în joc. Problema e că n-am găsit cum, pentru că este un serviciu așa de groaznic când nu pot să-l folosesc. Adică, uite, putem merge aici și să luăm o față de asta și să o punem peste, dar nu-mi place. Face templates. No, cred că o stau să-l fac eu, nu stau după template-uri. Fac eu propriul caracter. Probabil că o să-mi ia tot video, dar hei. Ok, facial parts, skin color. Să alegi o culoare mai diferită. Vrem poți. Perfect. Asta e ceea ce-mi doream.
Ok, acceptăm. Dinți. Oh my god, poți să-i pui și dinți? Doamne, ăștia sunt cei mai scârboși dinți pe care am văzut vreodată. Ce să ăștia? Ok, aia clar nu. Ok, perfect, așa. A, nu i-am pus dinții buni. Nervează că durează așa mult până selectează, nu știu ce. Material, poți să alegi și materialul. Bă, ce să stea, frate? No, mi-ajunge, ok, lasă-i așa. Mamă, poți să scoți și dinți? Bă, las-o, frate, așa și așa e. Vai de capul lui, de caracter. Ok, ce e asta? A, urme. The fuck? Asta-s gen urticarie sau ceva. Am cataractă. Tu zici că e ăla din Guardians of the Galaxy. E Drax de buget. Riduri. Ok, forehead. Doamne. Oamenii ăștia s-au dus de-a binelea pe opțiuni de data asta. Nu știu cine are riduri așa, dar doamne ferește. Ok, e de ajuns atât. Acceptăm puțin niște riduri acolo. Crow feet. Ce asta e la... Oh, e la nas. Ok, pune asta. Whatever. Oh, clar, trebuie să-l faci în cel mai nedormit om posibil. Aia zic. S-a nas la gușă. Dude, vreau să-l deformez o leacă, dar nu așa. Ok, nu, astea-s deja bullshit. Astea-s niște chestii. Nu, 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 accept. Accept. Face deformation. Așa, frate meu. Hai că ne luăm mai... Așa luăm și copyright, fii atent. Mamă, poți să le iei? Oh my god. Trebuie să-l facem puțin mai supărat. Trebuie să fie super magi tot timpul, aia zic, asta îmi place. Pare mereu supărat. Oh, stai că... Nu, head size. Nu cred că îi trebuie prea multe. Ok, acceptăm așa. Urechile. Este micuțul goblin. Nu, asta e așa. Dar înalte. Oh my god, cât de bine arată. E mai bine decât mă așteptam. Ok, body-ul. Ok, aici chiar nu vreau să... Ok, body type. Aici parcă alesesem ce body vrem. Nu, asta vreți să-l facem noi, stai. Veins. Mamă, cât mai multe vene dacă se poate. Aia zic. Toate venele posibile dacă se poate. Aia zic, să zic că să, omul meu că a fost răzit de toate chestiile posibile. Cât mai multe vene. Ca atunci când merge să doneze sânge să aibă de unde să aleagă. Și că e Dorian Popa după trei story-uri. Normal, și pe picioare. Spre ce vorbim? Dude, mai degrabă l-aș lăsa chel. Arată mult mai bine chel. Nu poți să modifici body type-ul, nu-i așa? Large. Ok, intrăm în heavyweight. No, intrăm în heavyweight dacă modificăm astea pe aici. No, lăsăm așa. Dude, nu poți să-i modifici corpul prea mult. Asta e fucked up. Sau poți, cred că poți, ia. Yeah. Na, nu poți. Ok, fie. Ori poate am ratat eu mișcarea aia. Ok, trebuie să mai facem părul și suntem Gucci boys. Vă zic eu, asta o să fie ce trebuie. Attire, exactly. Attire slots, nu mă interesează, frate, default. Ring, attire și entrance. Noi vreau așa aici. Ăsta. Edit attire, appearance. Facial hair. Dude, am uitat să adăugăm păr. Hair. Dă și tu o freză mai de nebun. Cum a zis că e Blanca, frate, din Street Fighter. Dude, poți să-i schimbi și materialul? Nu, mersi. Vreau doar să-i pun culoarea. Ok, dacă tot l-am făcut semi-blanca, eu zic că ajunge. Ok, acceptăm așa. Shine. Cât mai mult shine. Vreau chestia asta să strălucească.
Yeah, buddy. Ochii? Poți să-i faci ochii? Ce să-i mai faci la ochi? Ochi de șopârlă, miu. Mamă, poți să-i pui sharingane? Dă-te, frate, că-i punem sharingane aici, nebun. E din clanul pierdut al ăstora. Mă, lași. Copy. Nice, dude, i-am pus. Ok, muștaș. Clar trebuie să ai o mustață. N-am văzut în viața mea unul ciha fără mustață. N-am văzut unul cu mustață, de fapt. Yes! Nu. Îmi plăcea la de Pablo Escobar, așa. Yes, si, senior. Și apoi asta rămâne așa, sau face și pasta roșie, vedem. Let me see. Și pasta o facem roșie. Boom. Acceptăm. Totul din clanul Uchiha Boys. Oh, putem să-i punem și barbă. Bă, chiar că n-am văzut niciun de-asta cu barbă sau ceva. No. Mamă, trebuie să-i pun de-aia the neckbeard. Stai. Hold the phone. Dude, asta e cea mai mare superstar de aici. Culoare, first color, roșu. Acceptăm. Păi, ce-am făcut? Ah, ok. Accept. Deci că am mâncat Cheetos acolo. Sideburns, facial. No, astea sunt deja prea multe. Sprâncenele merg așa cum sunt. Îmi plac alea. Makeup. Doamne, câte opțiuni sunt. Ok, lăsăm așa că vrem să mai și jucăm. Upper body. Oh, doamne, putem să-i punem păr pe el. Stai că nu se vede din cauza ăstuia. Ok, foarte mult păr, evident. We're done. Nu știu câte accepturi trebuie să-i dai, e obositor. Ok, acceptăm aici. Știți să vedem. Asta îmi place. Hainele am zis că sunt ok. Seringa, tire, entrance-ul. Da, devine super saiyan când intră. Ok, e perfect așa. E perfect. Performance. Asta nici nu mă interesează. Asta e de ajuns. Let's go. Vreau să-i vedem. Yes! Vreau să vedem libelula turbată. Cred că e libelula atomică, suna mai bine. Oh, Jesus, ok, acum durează ceva până se mișcă. It's gonna take a while. Oh, stai așa. Du 20 de minute și noi n-am făcut nimic, ca jocul ăsta e insane. Nu mă puneți să mă bat și eu cu ceva. Sper că nu mă puneți să fac tutorialul, că l-am făcut deja. Adică am zis să fiu pregătit de data asta, să știu să mă bat. Hai că mi-a luat toate copywriterile posibile, mai lasă-mă să mă și joc de acum. You done with all that yet? Just finished. It takes time to design a look like that. Dude, ce-i cu părul meu? Should I go wait at the front desk with you until it's time to start? Front desk? What do you think I do here? Nu știu. I'm Corey Klein, head recruiter and occasional babysitter of people who don't follow instructions and show up way earlier than they're supposed to. Oh, that Corey. I guess when we were emailing, I just saw your name and assumed that... You know what? It's nice to meet you in person finally. Go get changed. Then head over to the gym. The other trainees who started last week should be showing up soon. And to clear up any potential confusion on your end, they are men. Got it. Thanks. Dude, cred că e din cauza că i-am dat prea multă sclipire la părul ăla. Părul ăla a început să prindă viață. Jesus. Oh, doamne. Damn. Chiar vreau acum să văd ce o să fie în meciurile astea. Dacă să apucăm să dăm ceva. Cred că mai degrabă trebuie să fie cu caracterul. Să nu fi dat neapărat mai rise sau ceva. Dar faptul că l-avem și cinematic și vedem cum vorbește e mult mai funny. Hei, nimeni nu se pune cu libelula turbată, boys. Așa că aveți grijă cu ce vă ocupați voi, ok? Doamne, ce abominație am putut să crezi. Ok, My Rise Hub. Ok, vreau să mă bat, dude. Lasă-mă cu informațiile astea extra. Ok, vreau să mă bat cu el. Hey, new guy, right? Da, eu sunt. I'm Hector Flores. Welcome to the PC. Thanks. I'm excited to get going. Asta-s soarele mele. I heard you started last week. It started here, at least.
I've been training in wrestling for years before this. Oh, wow. It's part of growing up in Normal Mexico. Are you from one of those famous wrestling families? No, where I'm from, you were either into wrestling or football. Sorry, soccer. I chose wrestling. I chose to make money. I chose to make money by going to Hollywood. And I made a lot. Probably more than anyone else here has wrestling in the minor leagues. I'll choose to ignore that for now. So why are Direct gigaroganza. Trying to be bigger than The Rock. I'm looking for a challenge. I love the entertainment industry. But I got burned out and wanted a new challenge. I started training for this a few months back. Da, mi-a activat Sharingan-ul cu ceva vreme. That's good. But don't expect this to be easy. Going to have to work as hard or harder than you ever have before to make it to WWE. I realize that. And I respect everything that WWE superstars do. Inside and outside the ring. There have already been a few guys who've gone back and forth between entertainment and wrestling. And I plan on being the next one to do it. As they say in your line of work, break a leg. Which could actually happen here if you're not careful. Okay. Putem să batem pe cineva, vreau să-mi folosesc puterea. Oh, că trebuie să vorbesc cu ăsta. Hey, who are you? Who are you? It's my first day training here. Who are you? Seriously? Have you not been watching Japanese wrestling for the past 6 years? Nope. I'm Paragon J. Pierce. Now what's the viața de today, okay? The biggest free agent WWE signed since AJ Styles. Bigger, actually. I haven't had time to watch Japanese wrestling. I was too busy carving out a successful career in Hollywood. So you're some kind of actor slash reality TV star? No, man, frate, sunt ultimul supraviețuitor de clanul Uchiha. It's gonna be easy. We're here for a real wake-up call. I don't plan on being here very long. They actually should have never sent me here to begin with, but I'm gonna take this opportunity to send you running back to LA with a broken face. Maybe you can play an ER patient or something. Haha, c'est amusant. You remind me of a lot of the guys in Hollywood. All talk. Luckily for them, they don't have to deal with me anymore. Dacă vorbești prostii despre mine, bro. Unfortunately, you do. Yeah, in a wrestling ring, which you have very little experience in. You're in my arena now, rookie. And when I'm done with you, you're gonna wish you stayed in your lane. We'll see. Ne batem? Vrem să ne batem? Dude, pot să mă bat? Vreau și eu să mă bat, frate, Chase. Oh, acum în sfârșit ieșim. Stai, cine mai e? Triple H de buget? Fan. Mulțumesc. Thanks. What do you like? My movies? The reality TV? My live streams? No. Actually, that old commercial you did where you're stuck on a Ferris wheel and you really have to go number two? Hilarious. Anyway, I'm actually crossing over from another line of work, too. I spent some time in minor league baseball. Oh, wow. Really? Who'd you play for? Well, I wasn't a player. I was actually a mascot named Ribby. But I was around a ton of good athletes. Oh, okay. Well, that counts for something, I guess. The best part of the job was they used to have indie wrestling shows at the stadium all the time. Where I got to rub elbows with legends like Jerry the King Lawler. Cine? He found out I was training on the side as a wrestler and actually helped me get a shot here. Not that I couldn't have made it on my own. Okay. Even if Lawler helped get your foot in the door, you wouldn't be here if you weren't talented. I'll see you out there in a bit. Sounds good, buddy. Oh, and before I forget, can you sign something for me before you leave today? Dude, omul e fan. Pentru că sure. M-a fost într-o just reclamă. As long as you don't sell it online. Ah, well, then you know what? I can get it some other time. Wow, vreau să vândă online semnătura mea. Wow, dude. And literally, it might only be a few bucks. See you out there, Jason. Părul meu e atât de turbat. Dude, vreau să ne batem. How do we play? Aolo, lasă-mă, femeie. Nu știu cine ești, nu știu ce vrei la viața mea. Am treabă. Decision? Mamă, ce e asta, frate? Zici că mă joc altceva aici. Dacă putem da skip până la prima noastră luptă, zic eu că ar fi o idee bună. Că nu vreau nici să închei video fără nicio luptă.
Ar fi puțin cam mai urea, știi, joc despre bătăi și noi nu ne jucăm cu... Noi nu producem nicio bătaie. Ia, scurios unde mă dă. Dacă mă dă ca la NBA ăla unde trebuie să fug prin oraș sau ceva, I'm done. Ce? Are niște loading screen-uri destule lungi, nu cred că e optimizat pentru SSD-uri. Cred. Au, ne batem în sfârșit? Nice. I'd like to officially welcome our newest recruit to the start of his WWE journey. Salut, fraților. The rest of you've heard this speech already, so we'll try to make it quick. On our first day, he did the whole ladies and gentlemen, boys and girls, children of all ages thing. It was awesome. We'll do the talking, Chase. I was just telling him about your cool DX intro you did. Chase! What Road Dogg was getting at is we are going to give you the foundation to succeed in WWE. What you do with it is up to you. Okay. Keep in mind, you will be judged at all times. The big man in the sky is always watching. Cine? Not that big man. There's a camera up there with a live feed that goes directly to Triple H's office in Stanford. Oh, Triple H ne urmărește. The coaches and PC staff certainly have input, but ultimately, he'll decide when the time's right to bring the GMs from NXT, Raw, and SmackDown here so you can showcase your talents. I'm ready for that now. Yeah, we know you think that, but it's not your call, big shot. Okay, now that all that's out of the way, we're gonna start with some one-on-one matches to see where everyone's at. Okay. All right, new guy, since it's your first day, we'll let you choose who you want to face. O, poți să-l bat pe fraierul care tot s-a luat de mine? Okay, let's get started. Cred că l-am ales bine, nici nu am stat să-mi aduc aminte. Știu că ăla era singurul spanioloi de acolo. Sper că nu-l batem pe Triple H de buget, nu? Vedem acum. Am învățat oricum care sunt schemele. Știu că triunghiul e block, pătratul e light, X-ul e heavy, cercul e grab. Restul de taste îți apar pe ecran, deci nu trebuie să te mai chinui să înveți ceva. Deci merge. Ok, sunt curios acum cum ne iese ideea. Tot video-ul ăsta o să fie săracul de multe. Dude, loading screen-ul ăsta este insane de lungi. Oh, e perfect. Let's go. Nu te pui cu puterea clanului Uchiha, bro. Oh, fuck. Am o mare schemă aici pe care tu nu știi. Se cheamă Buțu fără putere. Hai frate, că nu știu ce îmi zic. Lasă-mă cu carry, eu nu vreau să car pe nimeni. Vreau doar să-l trăznesc pe fraierii mici ăsta aici. Hai bă, cazi. Aia zic. Pin. Da mă, da, hai că-l țin. Do. Ai, ce faci mă? Nu mă coaci. Bobinosaurus. Lovitura T-Rexatonului. Ești de acilea. Oh, fuck. Bobinosaurus Rex. Oh, fuck. Libelula turbată. Cu atacul libelulei și mai turbate. Oh, i-a rupt spatele. Țar. Una. Două. Etus. Tu și cerăria ta. Ce faci, mă? Mă, ți-am zis să stai jos, frate meu. Jos. Hai. Vino cu a. Un. E. Tu-ți. Tu mă superi atât de tare. Nope. Ce faci? Bă! Mamă, stai că m-a trimis în lumea ailaltă. Combo breaker. Vino coace. Ce mișcare e asta? Două. Tu-ți. Bă, tu n-auzi să stai jos. Du-te jos.
Mișcarea, semnătură, coate în gură, ca la piață. Și car metrou de la Unirii. Simte-o pe asta. Vezi că-s din București. A, stai, n-a dat bine. Charge finisher. O, l-așteptam să se ridice. O, am cărcat finisherul. Ultimata! Vai, l-am rupt. Una, două, trei. Let's go! Nu te pui, frate, cu mine. Nu te pui, stop fiară. Sunt literalmente moartea încarnată într-o chestie verde. Reîncarnată, pardon. Sunt prea periculos, bă. Prea nebun. Am mișcări turbate. Doamne, jocul ăsta ce de... atât de hilar. Oh? Your decision during the storyline. Bă, văd că ne-a pus bine. Dar, boys, noi suntem prima aici cu acest video din WWE 2022. Probabil o să editez puțin din character creation ca să nu fie chiar așa de lung și o să fie video ceva mai urmăribil. Dar sper că v-a plăcut acest video. Nu uitați să dați like, subscribe și share și comment și ne-o zi în data viitoare. Pa, pa!